Bun găsit, oameni buni, în partea finală din Sandokan, Ursul Sălbatic. Dacă n-ai văzut celelalte episoade din Iubire Interzisă, trebuie neapărat să le vezi ca să înțelegi de ce se ceartă oamenii ăștia aici în stradă. Și până la urmă, cine se căsătorește cu Cristina și ce se întâmplă cu Mihai? Mișna a ajuns acasă. Andra nu pricepe o boabă. Și-a văzut iubitul plecând și întorcându-se 3 ore mai târziu însoțit de părinții lui, care nu se opresc din plâns. Ce s-a întâmplat? Ce-ți cu părinții tăi aici? Oh, câte s-au întâmplat! Îți explic eu. Păi explicăm că te-ai dus să lămurești situația. Am ajuns la restaurant. Așa. Și-am găsit-o pe nebună, roche de mireas. Cum? A organizat nunta pentru mine. I-a pus pe părinții mei pe drumuri. A făcut... Dăia, de ce plâng atât de tare acum? Că nu s-a căsătorit ăsta până la urmă sau că a uitat să închidă găinile și acum, na, că vine vulpe mai ăsta. Tam, tam, a făcut circ pe acolo, parcă eram în filmele cu proști. Deci nu pot să cred așa ceva. Da, acum mi-am dat seama. Adică ți-a organizat nunta, da, deci nu da. Înțeleg. Uite, acum mi-am dat seama că alea 3 zile, cât nu a zis nimic, a organizat nunta pentru ce mine. Ce ți-am zis? Dar tu nu mă asculti niciodată, eu ce ți-am zis ție? Cine e mamă? Spune-mi și mie, explică-ne și nouă, cine e mamă, femeia? Spune! Cum ai cunoscut-o? De unde e? O amantă, mamă, ce să mai? Cine e? Este o amantă! Nu mai contează cine e femeia! Nu mai contează, contează, domnul Omina! Nu să nu contează! Recunoaște? Eu chiar nu contează! Recunoaște că te-ai culcat cu o femeie de vârstă a mamei tale, tâmpitule? Contezi, Mihnea! Cum adică te duci să lămurești situația? Și femeia te așteaptă în roche de mireasă. Are dreptate, generică. Da, spune. Așa e cu tare. Ca să vezi. Are dreptate, Andra, spune. Păi, dar am pus-o eu să mă aștept în roche de mireasă. Ai, tu ai provocat totul. Tu nu, dar nici n-ai sunat la poliție să zici că e nebună. Tu, cine ceva, Mihnea? Eu cred că tu ai o afinitate față de femeile mai în vârstă și cine știe de câte ori mai înșelat. Știi ceva? Eu te părăsesc, gata, m-am săturat. Te rog, dar te rog, tura asta să fie final, că ăsta chiar are o afinitate. Îți place, poftim, îți place, du-te numărea, poftim. Îți place ce ai făcut. Mihnea și-a epuizat și ultima șansă. Andra să nu mai poate și Milă, nu mai vrea. Că merită. L-a iertat pentru că s-a culcat cu femeia aia, dar când viața îi e pusă în pericol, trebuie să se apere. Ce faci, Vito? Ce fac? Îmi fac bagajele. 3 haine și un fixativ. Nu asta mai suport, acolo. Gata, s-a terminat. Sau mă rog, deodorant spray, ce-o fie ăla. Păi da, dar s-a rezolvat acum, sunt sigur că e închisă. Da, s-a rezolvat. Păi e închisă pe undeva și dacă nu ieși... Cât punem pareu? Pe cât punem pareu că stai un Airbnb închiriat? Acum mai vine aici o poliție. Așa mi-ai zis de mii de ori că e închisă, că e nu știu pe unde. Eu nu mai pot să mai suport. Gata, mută-te! Jos, inimioare! Am trecut peste astea, peste ce să mai trec? Apare femeia în rochie de mireasă. Tu vrei să ajung să fiu omorâtă? Vrei să mă calce cu mașina? Ce vrei să-mi facă? Am ajuns să stau să suport pe toată lumea. Pentru ce, pana mea? Pentru ce? Pentru liniște, pentru... Pentru ultimul tâmpit, că uite-te la tine ce față aia. Oricum mă umileam și înainte, dar acum că m-ai înșelat cu aia, bitch. Nu am vrut să ajungă, tu trebuie să înțelegi și ceea ce am vrut eu să am fost de cât drăguț cu ea. Era o clientă și atât, am fost de cât drăguț cu ea, din asta nu mai e să fie clientă, șoarte e să-ți aranjeze nunta. Dar ce? Păi dacă chiar crezi că eu sunt proastă? Păi dar nu ești, dar dacă așa a ajuns, dacă femeia nu este întreagă la minte. Nu e întreagă la minte, ai văzut unde s-a ajuns, mi-a distrus viața, te rog, nu mă lăsa. Nu mă interesează unde s-a ajuns. Deci nu mă mâna după ea. Liniște, tu nu poți să înțelegi? Ia mâna după ea. Chiar ți-e atât de greu că eu asta îmi caut, asta îmi doresc, eu îmi doresc liniște. Păi și eu nu-mi doresc, uite. Acum, iertați-mă, domnișoară, dar acum și dumneavoastră v-ați mutat în cartierul ăla rău famat unde toată lumea poate să intre numai dacă are sprâncenele pictate, adică e... Deci tu nu înțelegi acum că amândoi vrem exact aceleași lucruri. Tu vrei liniște, vreau și eu liniște, tu vrei să fii cu mine, vreau și eu să fiu cu tine. Mă iubești, te iubesc, Mihnea, tu nu înțelegi tu atâta. Trebuia să faci liniștea asta din momentul în care a apărut ea. Am încercat să o fac. Deci, fete, am încercat să o fac și nu te-am ascultat. Dana Budeanu, chiar off topic, ar trebui să facă niște cursuri, guys. Cum să nu fii fătălău? Sau cum să... Nu, cursuri pentru femei. Cum să te prinzi că bărbatul tău e fătălău? Doamna Dana, dacă vă iese profit de pe treaba asta... 1% din toată afacerea de pe cursuri, dacă puteți să și spre mine, că eu zic că e bună ideea. A ajuns? Unde s-a ajuns? Păi nu m-ai ascultat tocmai asta îți spun. Vreau. Tu nu m-ai ascult niciodată pe mine, mereu faci de capul tău. Vreau. Înțelegi odată pentru totdeauna, când îți dau un sfat și zic ceva, zic pentru relația știu, noastră. Asta este greșeala, asta este greșeala, dar nu vreau nimic cam târziu decât greșeala. Să rămân cu tine
pentru că te iubesc și atât. Da. Mm-hmm. Cam târziu, îmi pare rău. Și pe doamna Cristina, cum ai iubit-o că te-ai dus până la tâmpitul ăia? Am târziu, ți-ai dat seama. Păi nu are cum să treacă, pentru că dacă mă iubeai ieri, mă iubești și ai. Ești un nesimțit să taci. Mama Lihnea e copleșită de situație. Andra este o fată bună și cu minte. Spera să-i fie noră, să joace la nuntă, să fie soacră mare. A, voia să joace la nuntă. Ești nesimțită? La nunta propriului tău copil te apuci acolo să pocăr, să remi acolo, în loc să te bucuri frumos, să dansezi, să astea. Urât, urât din partea unora. Acum toate planurile ei s-au destrămat. De ce-a făcut nebuna asta? Îți place ce-a făcut? Uite ce-a făcut din ei. Crezi că se mai împacă? Cum nebuna? Ăștia, îți dai seama. Aia și-a băgat scoata, dar fute eu la tâmpit. Lasă-mă, te rog, lasă-mă, că nu mai suport așa. Dar dacă îți dezbrăcați, doamne, cum se intrați așa? Uite ce-a făcut nebuna aia. Mai bine ascultați la ușa liniștită. Și ce rezolvați? Vă certați între ei? Ce rezolvați? Rezolvă pe naiba, lasă, hai, lasă-mă, hai. Te rog frumos. Acum se ceartă și ei. Mă, te rog. Dar asta de ce plânge? Că s-au certat ăștia doi? Dar trebuia să plângă de la naștere când și-a dat seama că... Na, îi moștenește pe ei. În ceea ce privește inteligența, pentru că e dobitoc, adică e un tâmpit, chiar e prost, chiar e prost. Nu, nu te dar mai zâmbor, măi. De ce? Nu pot cearta asta, copiii ăștia sunt tine, trebuiau să fie împreună, măi, nu cu nebuna aia, uite ce ne-a făcut. Să ziceți numine asta, că Cristina n-a dispărut din peisaj. Încă de ce la restaurant a scăpat de fostul ei soț și, după ce a umblat zăpăcită pe străzi, s-a întors tot la Mihnea. Oameni buni! Uitați ce înseamnă naivitatea! Nu se poate așa ceva, femeie, la 50 de ani, să fii umilită în halul ăsta! Cine a mai fost umilită? Nu-i destul că ați umilit-o pe doamna asta, acum ați mai umilit-o și eu încă o femeie la 50 de ani? Le-ați luat pe categorii din 30 în 30 de ani, ce urmează o femeie de 20 de ani să fie umilită? Am avut încredere în toate ce vorbele dulci pe care mi le-a spus. S-a bătut joc de mine, de inima mea, mi-a călcat toate sentimentele în picioare. Ce faci aici? Doamne, Dumnezeule, ești un nenorocit! Îți place mie? Din cucoasă uite-mă în ce hal sunt! În ce hal e? Chiar nu există poliție în orașul ăla, adică... Uite-mă cum ai adus! Chiar n-a culesă nimeni de pe străzi! Măi, părinții! Lasă-mă de aici! Nu mi-ai promis că te însori cu mine! Cu tine! Cine se însoare cu tine? Și uite-mă ajuns! Și cum arată bărbatul meu! Pleacă de aici, nenorocitul! E adevărat că la parte de aspect, într-adevăr, arată mai bine, da? Și de mine! Să știi că dacă nu pleci acum, nu poate să iei pe tine! Nu se poate așa ceva! Rece, poate ți se trezește! Hai, lasă-o în pace! Vreau răzbunare! Vreau răzbunare! A fost prea umilită! Mai, te rog frumos! Mai, înțelegeai? Nu înțelegem! Nu m-am răzis să ne înțelegem! Că am ce sentimente la femeie! Hai, te rog! Nu se poate așa ceva! Hai, lasă-ne! Gata, lasă-o în pace! Doamne, Dumnezeule! Revenirea Cristinei a ajutat-o pe Andra să ia o decizie. Da, 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 pleacă! Cum adică du-te, Andra! Plec! Ha, mă, fată, dar deci efectiv de azi dimineața de la 11, de la prânz, de la cât o fi fost tu până acum ți-ai făcut bagajul și ai trei haine acolo? Serios? Nu ți-am zis că plec? Ori pleci, ori ce nu pleci. Ce, crezi că m-am răzgândit? Mai ales după ce am văzut acolo jos. Păi tu ai impresia că eu o să mai rămân? Acum tot eu exagerez? Spune-mi, tot eu exagerez? Nu. Că-mi ziceai că eu exagerez, nu? Nu exagerez. Da, domnișoara Andra, dacă îmi permiteți să intervin, numai dacă mă așteptați câteva ore să, sau poate să vină cineva cu tranquilizant să vă scape, că e doamna acolo la intrare în bloc, adică e periculoasă. Că ați văzut că pe 100 de metri pe sprint imediat vă face. Ești chiar deloc. Acum sunt de 1000 de ori mai hotărâtă că vreau să te las, nu mai vreau să am nicio legătură cu tine. Ce vrei să ajung? Să stau eu acolo jos și tu să mă înșeli cu altele? Asta vrei să ajungem? Îmi pare rău. E posibil. S-a terminat să rămân cu Cristina. Acum mi-am dat seama că într-adevăr vă potriviți. Da. Adio. Așa este. Hotărârea Andrei poate du-te, că Andra, nu e cea mai bună pentru relația cu Mihnea, dar e cu siguranță cea mai bună pentru Mihnea. Ea. Exact. Mihnea. Prea multe red flags. Stai, lasă-o. Lasă-o să plece. Știi cum sunt femeile.
Uneori se mai trezesc la realitate, așa sunt femeile, ce vreți să ziceți, domnul? Că e proastă sau ce? A fost proastă până acum, că i-a suportat toate mitocăniile. Las-o, las-o. Las-o să se liniștească. Te liniștești și tu. Aveți nevoie de timp amândoi. Da. Te liniștești tu. Spus că trebuie să-ți planifici acum nunta, să ăsta, să te remarcezi față de domnișoara da? Cristina. A plecat, Andra? Da. A plecat. Măi, ce să zic, mamă, las-o, cum? E femeie, o înțeleg, deci a avut tot dreptul ăsta să se supere. Îți dai seama, a avut un șoc, da? Nu i-a fost ușor, să știi. Dar fii convins că o să se toată. Auzi, auzi, auzi nebuna, nici acum nu s-a potolit firaria de nebuna. A început runda, doi. Stai, doamne, să nu prindă pe aia în fața blocului. Vai de viață. Doamne, doamne, las-o, mamă, las-o în pace. O să se întoarcă, Andra, hai să vezi tu. Stai liniștit, odihnește-mă și mă că nu se întoarce. O să ai mintea limpede și ea și tu. Și o să fiți iar împreună. Ea te iubește, să știi, și o să fiți iar împreună. O să fie bine. Vrei să te lăsăm singur? Vrei să te odihnești? Hai, că-ți face mama un ceai, da? Da. Bine, hai, că-ți aduce mama un ceai și până atunci odihnește-te. Și gândește-te bine că o să fie bine totul. Ok. Hai, nu mai fi supărat. Hai, vină cu ceaile. Andra a coborât în grabă cu cele câteva haine pe care a apucat să și le ia. Dar pe care le-am pachetat cu atenție timp de 8 ore de la prânz până s-a înnoptat. Speră să treacă neobservată pe lângă femeia aceea. A, domnișoară, ia stai puțin. Dacă nu erai tu, eu acum eram măritată, să știi. Auzi ceva? Din cauza ta mă rămas. Nu mai mi-e frică de tine. Ți-l las. Cum adică nu ți-e frică de mine? Nu mai este, gata, m-am săturat de toate amenințările, bătăi în ușă. Nu am liniște deloc. Bine, pe mine mă iubește. Și cu tanta asta uite că m-a părăsit. Dar dă-i apă la moară, dă-i apă la întărută. Ți-l las, ți-l fac cadou, cum vrei tu. Dar ascultă un sfat de la mine. Nu vă stă bine deloc. Da, ne stă foarte bine. Stă foarte bine. Ești o femeie matură, nu? Deci, nu fiți invidioasă, domnișoara Andra. Corpulentă și așa mai departe. El este un copil. Aveți de gând să vă râd de lumea pe stradă? Nu râde nimeni. Nu râde? Nu râde. Treaba voastră. Eu arăt foarte bine. Pe mine bine. Nu mă mai interesează. Gata, s-a terminat. Poți să-l ții, să-l păstrezi, să faci ce vrei cu el. Adio. Spală-te pe el cu el pe cap, doamnă. A trecut o săptămână de atunci. Opa. Monica și-a luat concediu ca să-și supravegheze mama și să se asigure că își ia tratamentul. Și Bogdan vine foarte des pe la ele să fie alături de fica lui și de mama ei. Okay. Să mă îndre de tine, tata. Și cu mine ce s-a întâmplat? Parcă suntem iar o familie, așa, nu știu. Păi stai un pic. Și Minea? Așa îmi doresc, la urmă mai. Ai vrea? Mai vedem, nu știu, dar cam dată e bine. Deci, ăștia mănâncă pepenele, zici că mănâncă aperitiv la restaurant. Zici că e regina Angliei cu regele Angliei, cu Charles, cu William și cu Leonora acolo, că ce să-ți povestesc? M-am săturat. Păi dacă mai mâncați, atunci să duc gunoiul. Nu, să te ajut eu. Nu. Duc și eu gunoiul. Da. Până aici. Păi mă țineți în puf tot timpul. Hai că ți le pun eu aici și tu gunoiul. Hai să aduc gunoiul. Ceva mulțumesc, e putre mulțumesc, de aici. Mulțumesc. Ceva e dubios aici. Ceva nu este în regulă, prieteni. Am pastea care m-a rămas. Ceva nu-i bine. Le pun aici. Păi și le bag eu frigider și pun cu gunoiul. Arunc și astea. Mai aveți ceva what pe the aici? Fuck? Ata. Tocmai a pus gunoiul într-o găleată. În ce an suntem? În 1800 existau găleți pe atunci? Da, într-adevăr, în găleată, dar într-o pungă de gunoi. Nu stai să-mi pus toată găleata aia și mergi cu găleata la gunoi. Fii atent că merge cu găleata. Nu, mulțumesc. What the fuck? Dar e ceva-i dubios aici, guys. A, nu, era o pungă acolo, ok? Ok, două pungi? Avea o pungă ascunsă sub punga cealaltă. Ce are acolo? Chiar de a doua zi după nuntă, Cristina a început un tratament pentru depresie și ședințe regulate la un specialist. Iar starea ei e din ce în ce mai stabilă. Crezi? Crezi că i-a trecut? Nu! Chiar dacă și-a luat tratamentul, mie mi-e frică să... Lasă-o să stai, să-și ridic. Păi bună avizat. Până la urmă, ce poate să facă? Duce un pic gunoiul. Depresia? Vezi că depresia se întoarce. Eu nu știu dacă asta e depresie, cât... Oh, ce frumos! Își dă jos mizeria aia ca să rămână mizeria asta alaltă. Mhm. E o diferență de fashion și de gust, e... Da! În asta poți să mergi pe stradă, clar.
Și acum ce face totuși? Trebuie să dăm mai multă libertate. Crezi că e bine? Da, e dubios, da, că mai avem doar un minut din emisiunea asta, din video ăsta. Pentru un om depresiv. Și sunt super curios. Sper că nu se termină brusc. Vreau să știu ce... Să avem grijă de ea. Mamă, dar uite-te cum și-a pictat asta sprâncenele. Deci la asta numai așa cu vârful pensulei, ea așa... Să nu fie... Da, tot și știu în binele ei, familiei. Asta știu. Fata, bărbatul, tatăl. Precum vezi, și eu am grijă, dar ce să fac acum? Da, da, știi că boala se poate întoarce. Monica, dacă ia și tratamentul, e foarte bine, trebuie să avem încredere în ea. Așteaptă-mă, Ghițel, că vin. Îndrăgostiții sunt nebuni, fac lucruri prostești, privesc lumea cu nevăsare. La prins iar nu, asta e din trecut. E patologic. Doar medicamentele și terapia îndelungată o pot ajuta. Andra nu s-a mai întors la Mihnea, iar el încă n-a scăpat de iubirea obsesivă a Cristinei. Încă n-a scăpat? E adevărat că femeia are o problemă și trebuie să o înțelegi, da? Până la urmă, eu aș fi sunat la poliție și aia era, adică, e, iertați-mă, dar nu-i datoria mea să stau să suport toate chestiile alea. Da, mine și-o merită! Eu sper că trăiesc fericit până la adânci. Eu nu-l iubesc și punct. Da, bine, haideți că ne oprim aici. Cam asta a fost. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit această telenovelă întreagă. Pentru alte sugestii, știți unde mă găsiți. Aveți în descriere toate astea. Și ne vedem data viitoare într-un nou episod din Sandokan, Inima de Leu.